Într-o zi de vară, doar soarele și trei fete sexy pot ridica gradele din termometru. Sunt antrenoarele de la Unica Sport. Le-am invitat la piscina din Costești, departe de zgomotul capitalei. Aici își încarcă ele puterile și își pregătesc corpurile bine lucrate pentru vacanță. Un pic de protecție solară și multă poftă de relaxare. Partenerii proiectului, brandul Antos Cosmetică Naturală, creat în Italia acum 40 de ani, ne-a oferit câteva soluții. Uleiul care ne ajută să ne bronzăm corect și lăptișorul de corp care protejează pielea de efectele razelor ultraviolete. Fetele au ales creme cu o textură ușoară care le-a hidratat pielea în timpul bronzării. Sunt trei doamne frumoase care fac sport din plăcere. Meseria lor este să le slăbească pe restul femeilor din Moldova, să le facă să se simtă din nou dorite și admirate. Sunt antrenoarele de la Unica Sport. Te invităm să le cunoști mai bine la față. Aliona Trifan muncește la Unica Sport de 8 ani. O poți întâlni zilnic la antrenamente în filiala BioShape. Eram în căutare de ceva legat de sport, dar nu eram sigură că o să-mi revin atât de repede. Și după primul antrenament am înțeles că chiar îmi place, sunt puternică și niciodată nu m-am gândit să fiu instructoare de sport de lungă durată. Are doi copii, iar pe ultimul l-a purtat în burtă la orele de sport până în ultimele zile dinaintea nașterii. Travalius m-a apucat acasă, dar am avut o naștere foarte ușoară, o naștere foarte... a fost controlată emoțional. Foarte mult m-a ajutat sportul. Mi-am simțit singură corpul și m-am străduit să-mi relaxez mușchii și am avut o naștere foarte ușoară și asta datorită sportului. Stella Solomon, de 9 ani, muncește la Unica Sport, filiala Sportline. A apărut problema după ce a născut a doilea copil, deci băiat, am avut peste 76 de kilograme. Atunci deci am venit la Unica ca să scap de ele. Și nici nu bănuiam că am să rămân pe mult timp. Are o fiică de 21 de ani, dar nimănui nu-i vine să creadă că este mama fetei atunci când ies la plimbare împreună. Deseori se întâmplă așa că lumea nu crede, deci că mai ales când merg cu fiica mea alături și când mă numește în gura mare mama și lumea se întoarce, nu înțeleg la cine se uite că cine e mama. Și sunt întrebări că nu e posibil, nu e mama. Bruneta proiectului Irina Gurgurov, dacă nu se făcea antrenor, avea să devină bucătar de profesie. Trebuia să fiu mai întâi un bucătar, după care un bun tehnolog. Ideea de a sta în bucătărie ascunsă nu mi-a plăcut prea mult. Acasă nu gătesc, acasă gătește mai mult soțul, pentru că eu nu am timp să gătesc. Muncește în cadrul filialei Silueta Plus. Iubitul a îndemnat o să devină antrenoare și tot el a devenit șef printre cratițele de acasă. Dacă la universitate ne-a învățat cum să gătim și cum să mâncăm cât mai gustos, Galina ne-a învățat cum să exclude multă mâncare din frigider. Mi-a învățat soțul să gătească corect și să se alimenteze și el corect. O mai dă în bară uneori. Poveștile de viață ale antrenoarelor pe care le vezi zilnic la Unica Sport le vei afla pe parcursul acestei luni. Fii cu ochii pe ele! We'll be right back.